Asta, dar bun găsit la întâlnirea cu proful online, Mărica. Să spunem prietenilor noștri că pornim așa din mers. Abia am intrat așa pe ușă și pornim lecția că azi am întârziat un pic. Așa că începem cu o rugăciune ca să avem spor. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Amin. Numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh. Amin. Doamne, ajută-ne să facem o lecție frumoasă. Așadar, uite că n-am șters Măriuca de ieri. Am aflat numitorul comun. Să amintești că am aflat cu cât amplificăm pe prima fracție, împărțim la 34, ne-a dat 2754, împărțim la 289, 324 și acum rămâne la cât să împărțim, la cine mai avem noi. Gen, 270. la 12 și la 81, sigur că da. Hai să facem asta. Deci împărțirea la 12 a lui 93.000, 93.636 împărțit la 12. Te rog. Dar nu să ștergem 93.856. 93.636 a Da, fost. ăla de sus nu-l ștergi? Asta să știi dacă ne poate duce în eroare. Deci la 12, împărțirea la 12, vorbește tu, condu exact, ceea ce gândești, fă și vorbești. Sunt două cifre, luăm și noi două, e suficient că 93 e mai mare decât 12, așa vrea să vorbești. Da. De câte ori crezi tu că merge? De 8 ori. De 8 ori. Deci ai făcut 8 ori, 16 depășește, gata. 8 ori nu. Deci nu. De 7 ori. 7, 2, 14, 4 anumite. 7 ori 1, 7 și cu 1, 8. 8, corect. 2, 1, 12. Deci 4 din 13? 9. 9, așa. Și nimic. Nimic. Coborâm 6. Da. E cam la fel. Deci aș zice iar 7. Da, mai gândește un pic. Eu cred că merge chiar de 8 ori. 8. Că data trecută a avut 8 ori 2, 16 și noi ne aveam decât 3. Exact 6 avem acum. Deci merge de 8 ori, da? 8 ori 2, 16, 1 minte. 8 ori 1, 8 și cu 1, 9. Perfect. Acum coborâm pe 3. Nu se poate. Deci punem 0. Asta e foarte important. Spune prietenii noștri că foarte mult se păcălesc. Coboară repede. Nu merge și coboară și pe 6. Nu. Deci neapărat nu merge. Punem 0 și pe urmă coborâm pe 6. 12 în 3, 6. 3 ori. De 3 ori. 3 ori, 12, 3, 6, merge deodată, nimic, 7.803. Deci cu 7.803 amplificăm. Mergem la următoarea împărțire, la 81. Deci 81.
Și iată, să vedem cât obținem. Începem. Odată. Deci odată, da. 81. 2. 1, 12. 12 e mic față de 81, deci e bine. Coborăm pe 7. Bine. Da. Doar odată. Doar odată, sigur că da, 81. Că mă gândesc la 80 ori 2. Ori 2 și îi face... 16. 8 ori 2, 16, da? Depășa. Deci... 5... 4. Coborăm pe 3. Este bine 4, 5 față de 8. Totdeauna trebuie să controlăm aici. Da? 3 o coborăm, da? Ca 8 în 45. 8 în 45 de 5 ori. Așa este. 5 ori, 40, da? 1 nu prea îl împinge, deci eu zice de 5 ori. 1 nu împinge, nu aduce prea mult și e bine așa. 5 ori 1, 5. 5 ori 8, 40. Corect. Deci 5 din 13, 8, corect. 4, nimic. Și nimic. E bun. E bine, da. Pe 6. Corect. 8 în 48. Așa, analizez. 8 ori cât se fac aproape 48? 6 ori. De 6 ori, sigur că da. Deci, chiar e perfect. Nu e aproape, chiar e exact 48, că 6 ori fac 48. Și fiindcă e 1 aici, am mers foarte bine controlul, 6 ori 1, 6, 6 ori 8, 48. Deci e perfect. Mă gândeam și dacă 5 ori 8 e 405, atunci doar mai dăgăm 81 și ar trebui... Corect, corect. Un alt control. Deci ai văzut foarte bine. Dacă la 5 ori data trecută 81 ți-a dat 405, acum fiindcă ai 486, deci mai e un 40, mai merge un 81 și de aceea de 6 ori. Deci acestea trebuie să le obișnuiești, să te uiți mai sus, mai jos, de câte ori a mers, e mai aproape decât data trecută, ca să nu dai greș. Da? Să nu pierdem timp. Să nu pierdem timp, sigur că da. La lucrare. Deci de 1156. 1156. Ori. Așa încât am reușit să găsim cât amplificăm. Și acum hai să mulțim, să vedem ce obținem. Avem 1 ori 2754, vorbește tu. 2754. Deci face 2000, am scris de desubt, am mai mult de lucru, da. Și 2754 minus. 2754. S-a auzit nimic, ca să vadă și în ce condiții lucrăm. Prietenii noștri au spus, băi, indiferent de condiții, am lucrat. 324 ori 2. De ce stai pe gânduri? Că asta înseamnă. A fost ori 1, acum ori 2. 648. 648, da, plus? Trebuie să fac calculul la asta. Imen, dar o face pe loc, că se poate. 5 ori 3. 5 ori 3, 15, 1 în minte. 5 ori 0, 0 și cu 1. Deodată când vezi că ai 0 după aia, pui tot numărul care are rezultat. Deci 5 ori 3, 15, ca să nu mai pierdem timp. Câte vreme va face 5 ori 0 și adun nu știu ce, fiecare secundă este importantă. 5 ori 8. 5 ori 40, 0, 4 în minte.
5 ori 7, 35 și cu 4, 39. Da. Plus, mai departe, cu 7 acum, era 1156, parcă, da? Da. Am și scris pe caiet. Bun. 7 ori 6, 42. Da. 2, 4 minute. 7 ori 5, 35 și cu 4, 39. Da. 7 ori 1, 7 și cu 3, 10. 7 ori 1, 7 și cu 1, 8. Totul supra 93.636. Și este egal. Acum să facem mai întâi operațiile de adunare. Deci ne uităm la cei cu plus cei 3, 2754, 39.015 și 8.092. Și pe urmă scădem pe 648. O să dea un număr cu minus. De zicem ce? 4 plus 5. 4 plus 5, 9. Și cu 2? 4 plus 5, 9 și cu 2, 11. 1. Și 1 îl păstrăm. Nu-mi minte. 5 plus 1 plus 9, 15 și cu 1, 16. Da, 16, 6. Nu-mi minte. Da. 7 plus 0 0 7 și cu 1 8 2 plus 9 plus 8 19. Ai făcut repede 12 cu 8, 10 și cu 9, 19, așa merge mult mai repede. Da. 1 minute de la 4 îl adăugăm, deci la 3 îl adăugăm, 4. Așa. Minus... 3 și cu 1, 4. Da, minus... Da. Minus 648. Totul supra 93.636. Și egal. Unul din... 8 de... 1 minus 8 nu se poate, deci 11 minus 8, 3. Cinci minus 4, 1. Da. 8 minus 6, 2. Corect. Și restul copiem. Și restul copiem. 49 l-am copiat. Și jos 93.636. Și gata, nu chiar gata. Nu-i gata, că nu-mi place fracția asta, să vedem dacă este simplificabilă. Da. Trebuie să împărțim... Să vedem dacă... Începem. Din cât să faci că... 93.636 împărțit la 49.213. Nu, deci... nu, invers, mă, 49.213 împărțit. Numărătorul la numitor. A, deja e logic că nu. Deci, hai să vedem ca divizori comuni, prin doi numere, nu? Că vrea ăsta de jos. Da, vrea asta de jos, dar el de sus nu. Da. Nu? Că ultima cifră aici nu-i pară. Deci prin doi. Hai să vedem prin trei. Da? Hai să ne amintim care erau divizorii. Parcă a fost aici 17 la a doua. Ții minte? Ori, nu mai țin minte eu acolo când am descompus. Cum, cel mai, tu ai scris. Cel mai mic multiplu comun, da, din cine era format? Acum... 17 la a doua. Adică, ia uite-te pe ce aici. Trebuie să găsești acolo când am format noi
Asta Sfinții a scris cel mai mic multiplu comun este 15 la a doua și ce mai era acolo? Ok. Asta e, asta e. Nu, un 4. Un 4, 2 la a doua era. Ia uite-te. Ok, am găsit. Deci, da. 17 la a doua, 2 la a doua, așa, 3 la a patra, da, și atâta. Așa. Deci, noi acum ne concentrăm, spune, pentru a simplifica, putem simplifica prin cine? Printr-un 17 căutăm, să vedem dacă ăsta de sus vrea 17, că avem jos 17, incorporat în numărul ăsta. De asemenea, prin 2, și prin 2 am văzut că nu, prin 4 nici nu mai încercăm, dacă n-a vrut prin 2, nu vrea prin 4. Prin 3, hai să cercetăm dacă prin 3, ăsta de jos vrea prin 3. Hai să facem suma cifrelor, cât faci aici? 9 plus 1, 10. Așa. 10 plus 4, 14, cu 2, 16, cu 3, 19. Nu se împarte la 3. Moare ideea asta de divizibilitate la 3, nu merge. Da. Vreau ăsta de jos, dar nu vreau ăla de sus. Cu alte cuvinte. Păi, am testat la 2 și n-am mers, la 3 și n-am mers, la 17. Și știi, am terminat repede. Și ne pronunțăm foarte repede că nu merg prim. Pentru că, vezi, asta e șmecheria. Câte vreme de la numitor știm divizorii, adică din cine provine 93.636, de mulțirea cui, și noi am văzut aici, numai de prim, bazele sunt 17, 2 și 3. Asta încercăm. Încercăm pe cel de sus. Poate să faci simplificare. Prin 2 n-a mers, prin 3 n-a mers, și prin 17 acum. Singura chestie care o avem de tatonat este 49.213 să împărțim la 17. Ia să vedem cât facem. Ok. Primul de două? Da, de două ori, că mai unul nu cred. De trei ori nu merge, nu? 3 ori 7, 21, 3 ori 51. Nu, de două ori, zis bine. Deci. 4, da, 14, 1 înainte. Da. 2 ori 2, 3. Corect. Așa. Cinci, unu, cinci, e bun. Unu. Coborăm pe doi. Bine. Și merge de câte ori? 17.952. I-aș zice 4 sau 5 ori. Te gândești la 5 ori. Sigur, dacă am luat 7 aproape de 10. Hai să zicem 20. Exagerăm că e 20. 160 împărțit la 20. 2 în 16, 16, zicem noi aici. Mai mărim și aici. Cam de 8 ori, cel puțin de 8 ori, zic eu. Ia să vedem dacă de 8 ori. Mă duc pe 8 ori, zicem dacă analiza asta e bună. Bine. 8 ori 7, 56. Da. 5 în minte. Da.
8 ori 1, 8 și cu 5, 15. 8 și cu 5? A, nu. 8 și cu 5. Repede facem. Un 2 e făcut 10. 13, da? 13. Mai mult? Crezi? E bine, 8 și cu 5, 13. Da, știu, dar poate merge un cod. Iar... nu știu, da. În fine, hai să vedem. 6 din 12. 6. Da. 1. Deci, vezi? 16. Asta e 17. Hai. Nu mai merge. Nu merge de 9, da? Deci e bun 16, ca rest îl acceptăm. Că e mai mic decât împărțitorul 17. Cupărăm pe cine? Pe? 1. 1. Acum de 9 ori. Acum de 9 ori nici nu stai pe gânduri. Că de 8 ori ți-a dat 136. Acum de 9 ori, categoric. Maxim cu putință. Și zicem. Șapte ori nouă. Hai, hai, condu-mă. Șapte ori nouă. 63. Trei și șase. Trei și șase în minte. Nouă ori nouă și cu șase, 15. 15. E bine. Trei din 11. 3 din 11, 9. 3 din 11, 8. 8, că 1 s-a dus și mai încă 2. Sau invers, dacă din 10 scoți pe 3, 7 și cu 1, 8. Eu așa fac, din 10 ce scot când am trecut pe 3, 7 și cu 1, 8. 5 din 5, nimic, nu? Da. Și iată 8-ul. Lângă 8 punem pe 3. Cam de câte ori? Și cum ar fi aici 20? 2 în 8 de 4 ori. Deci imediat faci legăturile de acestea, că 7 e aproape de 10, deci 17 e aproape de 20, ca 2 în 8 de 4 ori. Da? 4 ori 7, 28. Da. Deja 2 minte. Da, 4 ori 2, 8 și cu 2. 4 ori 2, nu. 4 ori 1, 4 și cu? Și cu 2, 6. Da? 6. Și iată, scădem. 8 din 13? 8 din 13, 5. 5. 6 din 7? 1. 1. 15 e bun, care este bun. Dar noi trebuia să vedem dacă se împarte exact. Deci, da. Despre fracția asta, care e destul de mare, dar niciodată trebuie să înțelegem că putem avea fracții cu numere foarte mari și la numărător și la numitor. Acesta este un exemplu de fracții în care, iată, la numărător e 49.213, la numitor 93.636. Și noi vrem să o acceptăm. Ne-am interesat dacă aceasta este reductibilă. Dacă n-am fi știut nimic despre divizorii numitorului, ar fi fost foarte greu. Dar tocmai 93.636, acest numitor comun, a fost după ce am descompus. Și de aceea e vorba de 17 la a doua, ori 2 la a doua, ori 3 la a patra. Și acum, pentru a face simplificare, adică pentru a găsi divizorul comun și pentru numărător și pentru numitor,
Nu e altă variantă decât să luăm pe ăștia la încercare, pe ăștia de știm de la noi. Adică știm pe 2, pe 3 și pe 17. Da? Pe 2, pe 3 și pe 17. Și atunci ne interesăm. Prin 2 nu vrea. Prin 3 am văzut că nu a vrut. Numărătorul n-a vrut. Numărătorul vrea. Pe 17 a fost singura testare care trebuie să o facem. Și am constatat că și împărțirea prin 17 nu e posibil. Ea e cu rest. Cu alte cuvinte, nu-i divizor 17, nu pot să împart și numărătorul și prin numitorul prin 17, și pe numitor da, dar pe numărător nu. Și atunci, acum trag concluzia, după ce am testat asta, deci fiindcă mi-a dat rest, spun acum, scriu că 17 nu-l divide, nu parcă era așa scrierea. Asta însemna divide, 17 îl divide și când nu-l divide, tăiem. Nu-l divide pe 49.213. Asta e o formă de scriere așa alta. 49.000, adică luăm pe de împărțit 213, nu se, cu 3 puncte, nu se divide. Nu se divide la 17. Și acum, după ce am făcut această analiză, putem spune repede că fracția luată în discuție este ireductibilă. Deci 49.000, scrie și tu așa, 49.000, după toată analiza făcută, 49.200. Dar bine ar fi, uite, așa trebuia să scrie Măriuca. Uite, ca să fie priceput de tot omul. Și să spun așa. 49.213 nu se divide. Nu se divide la 2. 49.000, scriem chestiile astea. 213 nu se divide la 3. Și poți să motivezi de ce în paranteză. Fiindcă suma cifrelor, nu? 4 plus 9 plus 2 plus 1 plus 3 plus 3 adică cu 19 nu se împarte. Când discutăm despre redactare, cam tot ce am gândit trebuie să scriem ca profesorul care urmărește să înțeleagă ce faci tu acolo. Deci, faptul că numitorul se împarte la 2, la 3 și la 17, tu ai început să vezi. La 2, nu. La 3, nu. Și spui că nu. 49.213 nu se divide nici la 17 și spui că ai făcut lucrul și ai constatat că 49.213 este egal cu de împărțitul, cu împărțitorul 17, oriun cât care l-am găsit noi acolo și plus rest. Restul care l-ai găsit ultima dată. Nu știu ce rest. Spune-mi tu că ce rest ne-am oprit noi la împărțire. 15. Cât? 15. Plus 15. Nu mai știu ce cât ai acolo. Completează-l tu. A fost 2 parcă. 97. 2894? Nu. 2894. Ei, când îi spui așa, nu se divide pentru următorul motiv, că ai pus plus restul așa, ăsta e atât de încântat. Și spune acum, concluzia este, abia acum din astea 3 lucruri precizate, că fracția respectivă, 49.213, nu supra 93.636, ireductibilă. În condițiile astea, poți să fii și chinez.
Poți să fii chinez, să nu înțeleagă, ia o altă scriere. Dar spaniol să fie, să fie francez, să fie oricine, orice profesor respectiv, el pricepe că din felul în care e redactat aici, tu ai făcut o analiză foarte bine a fracției acestea. Nu te-ai pronunțat repede ireductibilă și cu asta basta. Dacă tu scrii numai asta ireductibilă, Măriuca, el spune, nici nu știi ce înseamnă ireductibilă, trebuie să cerceteze. Îmi pare foarte rău, o depunctez. Deci el nu acceptă să fie aruncate niște răspunsuri așa. De aceea, analiza aceasta făcută cu faptul că de sub 93.636 ai spus că e 17 la a doua, 2 la a doua și 3 la a patra și până spui, am constatat că nu se divide la 2 numărătorul, nu se divide nici la 3 și ai spus de ce. Nici la 17 și ai spus de ce, că de rest 15. Am făcut eu împărțirea și de restul 15. Și acum, din cele 3 constați că fracția este ireductibilă, îi merge la inimă. Da? Deci, vreau să repet și tu ceea ce am spus eu în legătură cu ideea asta. Puteai să dai răspunsul direct. Fracția este ireductibilă? Te-ar fi crezut cineva? Nu. Nu. Și atunci cum procedăm? Începe cu numitorul. Începe să vorbești cu numitorul 93.000. Cu numitorul 93.636 este egal cu 19 la a doua ori 2 la a doua. 17 parcă am zis. 17 la a doua ori 2 la a doua ori 3 la a patra. Așa. Începe să vorbești. Pentru a o putea simplifica. Pentru a putea simplifica, trebuie să vedem dacă și numărătorul, dacă și numărătorul acceptă divizorii aceștia, 2, 3 și 17, da? Dacă și numărătorul. Dacă și numărătorul se împart, are divizori, are ca divizori pe 17, 2 sau 3. Corect. Și de aceea, am cercetat, începe să vorbește. L-am luat deoparte, 49.213 și ne-am uitat, fiindcă ultima cifră este impar, nu se poate împărți la 2. Și am tras concluzia, nu se împarte la 2. Pe urmă, l-am luat. Cifrele nu se împarte la 3, deci nu se împarte la 3. Deci, clar. Și l-am studiat pe 49.213 împărțit la 17. Am făcut efectiv împărțirea și am constatat că dă restul 15, adică am zis de împărțitul, egal cu împărțitorul oricâtul, plus restul. Aici când vede el scris chestia asta, zice, băi, e puternic, mă, că știi, și teorema împărțirii cu rest, fac și justificări de toate. Deci omul știe matematică, știe toate, are toate argumentele. Deci acest lucru este foarte, foarte important. Și acum, fracția este ireductibilă, este lucru pe care l-am pus la punct. Hai să mai vedem încă o dată. Am început de ieri exercițiul ăsta, îți amintești, da? Da. Cu ce lucruri pleci de la exercițiu? Ce lucruri ți-au mers la inimă? Care sunt lucrurile cu care rămâi? Fracția asta era o mai complicată, dar chiar dacă era complicată, tot am reușit să o facem. O, da, tot am reușit și spune și mai sincer. Mi-a plăcut foarte tare că au fost niște numere mari și am avut o șansă imensă să fac împărțirile astea. Așa mi-am dus la inimă. Așa merită să spui, pentru că chiar așa, în momentul în care a trebuit să amplificăm Măriuca, a trebuit să facem numitorul comun acela, să împărțim la 34, la 289, la 12, la 81, foarte tare. Deci a fost un antrenament foarte bine venit la ceea ce înseamnă împărțire. Am văzut criterii de divizibilitate, am văzut foarte, foarte multe lucruri interesante, da? Deci,
un exercițiu foarte... Și încă ceva, o fracție pe care nu prea am întâlnit-o noi așa în activitate, în lucrul nostru. Nu vreau fracții mai mici, 15, 12, nu știu ce. Dar 41.213 și 93.636. Știi ce? Cum ar trebui să reprezentăm noi fracția asta? Este supraunitară sau subunitară? E dincolo de 1 sau înainte de 1? Cum ți se pare ție? Este dincolo. E mai mare decât 1? Nu. E mai mică. E mai mică, că la numărătorii 49 și jos e 93. Nu dă 1 și ceva. Dacă facem împărțirea. Și chiar o să facem împărțirea. Nu dă 1 și ceva. Și pur și simplu dă 0, virgulă. Deci nu va fi între 0 și 1. În mod normal, deci în mod normal, ca să reprezentăm fracția asta, ar trebui să împărțim unitatea aceea între 0 și 1 în câte părți să o împărțim? În câte spune numitorul? În câte spune numitorul să împărțim? În 93.636. Îți dai seama? Acea micuță, unitatea, cât poți lua tu cât vrei de mare, s-o împarți în 93.636 și din ele câte segmente de alea micuțe trebuie să iei? 49. Așa, 49.213. Așa, ochiul tău cam cât, pe unde ar fi? Parcă pe la jumătate, că 49 s-ar apropia de 53, deci cam pe la jumătate, pe acolo. Da. Da? Din 93.000 și nu știu ce, de 49.000, cam pe la jumătate, poate până în jumătate, nu știu. Hai să încercăm. Chiar așa, veni vorba. Hai să încercăm să vedem. Hai să avem curajul să facem împărțirea. Că după teorie, și că împărțirea asta se termină odată și odată. Iar dacă nu se termină, trebuie să fie periodică. Hai mă să încercăm asta, că n-am făcut. Nici eu n-am făcut. Eu n-am făcut o împărțire de asta vreodată. Și eu curios de dacă ne descurcăm. Dar sigur, amândoi vom face față. Da? Deci această împărțire este cea mai interesantă care mi-a apărut mie vreodată de când profesor. N-am făcut așa împărțire. Deci împărțim pe 49.213 la 93.636. Egal cu. Șterg asta aici și să ne apucăm de lucru. Tragem aer în piept și credem că reușim să facem împărțirea asta. M-ai întrebat odată, dar dacă după câte cifre s-o fi repetă, habar n-am, nu știu. Dar spuneam odată și odată, trebuie să se termină, fie să repetă grupul de cifre. Ce părere ai în împărțirea asta? Se va termina vreodată fix? Da. Fix, nu știu, s-ar putea să fie și chiar periodică, nu știu, nu putem să ne pronunțăm, deci n-am niciun motiv. De aceea începem treaba, dacă aveam baftă măcar prin 17 să simplifice, era mai mică, erau niște numere mai mici, așadar ne apucăm de lucru. E mai mic de împărțit, nu m-am ce lua, le iau pe toate. Și merge de 0, nu? Da. 0, și până cu un 0. Și acum încep să gândim. Ca 9 în 49. Nouă ori cât fac aproape 49? 5. 5. Când oricine fac 45, este spațiu. Bun. 5. Și începem.
5 ori 6? 5 ori 6, 30. 30. 3 în minte. 5 ori 3, 15 și cu 3, 18. Așa. 1 în minte. 5 ori 1, 5 și cu 1, 6. Da. 5 ori 2, 10, 1 în minte. De ce 5 ori 2? Stai că eu am rămas urmă. Încă o dată, 5 ori 6 este 30, 0 și 3. 5 ori 3, 15 cu 3, 18. 5 ori 1, 5 și cu 1, 6. 5 ori... Stai că și eu... Nu, că am greșit, uite, vezi? Mai facem încă o dată. 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 3, 15 cu 3, 18. 5 ori 6, nu aici cu ăsta. Nu ne-am dus la de împărțit. 5 ori 6, împărțitorul lucrăm. 5 ori 6, luăm de la capăt. 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 3, 15 și cu 3, 18. 8 și 1. 5 ori 6. A. 5 ori 6, 30 și cu 1, 31. 31. 1 și 3. 5 ori 3. 5 ori 3, 15. Și cu 3. Și cu 3, 18. 18. 1 îl păstrăm. 5 ori 9. 5 ori 9. 45 și 1, 46. 46. Bun. Să vedem acum restul dacă este mai mic decât împărțitorul. Hai, vorbește. 0. 8 din 13? 5. Așa. 9. 1 din 10, 9, da. 8 din? 8 din 11. 3. 2. 6 din 8, 2, da. Și nimic. Am găsit 23.950, aici e 93.000. E bun, e mic. Mai punem un 0 și iar începem. Ca 9 în 23. De două ori. De două ori. Și începem. 2 ori 6, 12. Da. 2 ori 3. Hai mai repede. Scuze. 2 ori 3, 6. Și cu 1, 7. Da. 2 ori 6, 12. 2 și 1 în minte. 2 ori 3. 6 și cu 1, 7. Perfect. 2 ori 9, 18. 18. Opt. Opt, da. 2. Așa. Pentru că s-a fost 9 aici, da? Când am luat... Noi am luat un 1 de la 5, adică am luat 100, 100 aici e 90, aici e 9 și 10 aici.
De ei a zis 2 din 10, 8 și 2, 7 din 9, 2. Și 2 din 4, hai. 2. Da. 2. Da. 5. Da. Nimic. Da. 52.000 față de 93.000 e mai mic, e bine. Punem un 0 și începem. Deci când am coborât cifră sau am pus un 0, vedem dacă numărul de cifre aici e mai mare ca acestuia. Aici sunt 5 cifre, deci 5 sunt în total, iar aici sunt 6, 2, 4, 6. De aceea zicem 9 în primele două, că am o cifră în plus. Și de aceea încercăm prima, deci ori de câte ori, numărul de cifre după ce am coborât o cifră sau am adăugat un 0, dacă depășește cu o singură cifră numărul cifrelor de la împărțitor, atunci zicem prima cifră în primele două. Da? Prima cifră, 9, în primele două, în 52. 9 ori cât fac aproape 52? 5. 5, că 6 ori 9, 54, depășea, da? Da. Deci 5 și ai mai mulțit odată cu 5 și când ai mulțit prima dată cu 5 a fost 468180 și atunci poți să scrii deodată dacă te-ai prins. Dai, se repetă. Da? Deci în clipa în care ai avut așa făcută treaba asta, pui deodată 93, nu, 93, cât am zis că facem aici? 46.000, 46.801.80. Da? Se repetă. Nu, dar știi când se repetă, Măriuca, când restul dă. Dacă ajungem la un rest care se repete. Noi aici suntem în lucru încă. Nu putem spune că... Deci dacă am un rest acum, fie 239.000 sau 23.950, atunci se repetă, dar acum încă nu. Aici doar ne-am avantajat că în loc să zicem 5 ori 6, 30, 5 ori 3, 15 cu 3, 18, 5 ori 6, 30... și cu 1, 31, 5 ori. Deci în loc să fac mulțirea toată, eu am șansa de a fi constatat că rezultatul mulțirii cu 5 a împărțitorului 93.000 l-am mai făcut odată. 46.818. Da? Și iată că acum facem scăderea, te rog. Imediat. Hai, 8 din 8. 0. Hai și tu pe căițel, tu stai acolo și lucrezi. Pe căițelul tău, nu te uiți la mine la tablă. Da. 0, acum, mai departe. 1. 1. 4. 4. 5. Da. Nimic. Nimic. 54.100 față de 93, e bine. Mai punem un 0 și fac în total 6 cifre. 2, 4, 6. Aici sunt 5, cum știam. Și acum am două la dispoziție. Iau 9 în 54. Nouă în 54? 6. De 6 ori, 6 ori 9, 54, dar cred că depășește că mai adaugă și 5 ori 3. 15 și acolo un 1 și el depășește. Nu-i bine să luăm de 6 ori, ci
pur și simplu luăm tot de 5 ori. 5. Și la mulțirea cu 5 a lui 93.636 cât va fi? Tot 46.000. Așa, 468.180. Te repetă. Stai, nu, ți-am zis, eu nici mă interesează, mi se repete, să se repete restul. Dacă văd vreodată restul, un prim rest a fost 239.500. Apoi un alt rest a fost 52. Un alt rest 54. Să vedem acum cât este restul. Deci acela e restul care îmi dă șansa să vorbesc de repetiții. Așa că acum nu, încă nu. 0. 0. 2. 2. 1. Deci 1 din 9. Pardon, 8. 8, da. 3. 8 din 10, Măriuca, că pe unul ăsta l-am luat și l-am tot dus aici. 8 din 10. 2. 2. 6 din 13, 7. 7. 4 din 4, nimic, da? Da. Restul e 72.820, e bun? Da. Față de 93.636, e bine. Aș mai adăugăm un 0. Câte cifre am făcut acum? Aici. 6. 6 cifre. Față de 5, înseamnă că o să vorbim de 9 în primele două. 9 ori cât fac aproape? 72. 8, doar că am împins celelalte, deci 7. Deci ar fi perfect 8 ori 9, 72, dar fiindcă am cifre în urmă, vor împinge mai sus decât 72 și atunci n-am să iau 72, ci, n-am să iau 8, ci 7. Deci ultima, următoarea cifră este 7. Și zic, vorbește, 7 ori 6. 7 ori 6. 42. 42, 2 și 4 reținem. 7 ori 3. 7 ori 3, 21 și cu 4, 25. 25, 5 și 2. 7 ori 6, iarăși. 42 și cu 2, 44. Da. 7 ori 3. 7 ori 3, 21 și cu 4, 25. Așa, 5 și 2 reținem. 7 ori 9. 7 ori 9. 63 și cu 2, 65. Așa, 65. Tragem linie și facem scăderea.
8. Hai, de ce? De ce stai? Păi repede aici. 8. 4. Da. 7. Da. 2. Da. 7. Da. Nimic. Și nimic. 72.748 față de 93.000, bine, da? Da. Adăugăm un 0 și continuăm. Iar sunt 6 cifre, iar primele 7. primele două îmi folosesc cu 9. 7. Deci tot 7, sigur că da. Și cât va fi la mulțire, exact ca și data trecută, ca să nu perdem timp. Că da. În momentul în care observați chestiile astea, mărești ritmul. Deci, zicem repede, de sub 65.000 sau 655.000, 452. Este aceeași cifră cu care mulțim. Și nu are rost să perdem timpul. Vezi? Asta este motivul. Am mai întâlnit așa și cu 5-ul, când s-a apărut 5-ul. Și acum scădem. Opt. 2 din 10, 8. 2. 2, da. 0. Da. 2. Da. 7. Da. Nimic. Nimic. 72.000 față de 93.000, bine. Punem un 0, continuăm. Iar 7. Deci la de 6 ori. De 6 ori există? 7. 7, sigur că da. 7. Și avem același rezultat, 65.000. La 655.000 la mulțire 452. Și scăderea. Hai. După asta putem să facem pauză? Facem pauză, da, gata, că cu împărțirea asta. Cred dar trebuie să terminăm. Da. Trebuie să terminăm, sigur. 8. Dacă facem pauză după ce o terminăm, nu se știe când terminăm. Dar o lăsăm undeva, din urma scăderea asta o facem și o lăsăm ca să continuăm după pauză. 8. Deci 8. 2. 2. 8. 8, da. 4. De ce 4? Ai zis bine. Uite, tu, eu sunt neatent cu 4. Perfect. Ai văzut bine că te-ai împrumutat omul ăsta, da? 5 da. Din 11. 6. Așa. Și atât. Da. Punem o 0 și continuăm după de la 2 la 3. Uite câte decimale m-au obținut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se repetă 7, dar n-am ajuns niciodată să dau peste același rest. Niciodată. Primul rest a fost aici. Poți să ții mâna un pic să termin de scris. Că mai un pic să scriu. Deci primul rest a fost ăsta. Pe urmă al doilea rest aici. Restul ăsta. Și eu am spus că doar când aș dau peste un rest care se repete, atunci opresc algoritmul de împărțire. În rest muncim. Ne-am obținut, ne-am oprit după cei 3 de 7. Mor de curiozitate, știi? Să văd până când să faci împărțirea asta. Cred că am dat peste o chestie care ai spus, dacă fac 1000 de decimale. Mi-e frică.
Nu știu cât, dar să vedem, poate sper să se repete. Eu sper să se repete. Asta am vrut, asta am găsit. Că nu. Cine a fi venit, mă, să facem împărțirea asta, mă, măric? Cine a fi venit numai de împărțirea asta, mă, ardea? Tu! Dar eu am fost, eu sunt vinovatul, că eu mi-am pus, hai să facem împărțirea asta. Da, ți-am spus că n-am făcut niciodată împărțirea asta. Dar am atâta răbdare acum să văd până când se termină. Dar dacă ajung la 20 de decimale și nu se termină, hai să facem așa, să facem... cum să spun, să înțelegerea asta. Dacă ajungem la 20 de decimale și nu se repete, ne oprim. Că împărțirea asta e nebună. Nu putem duce la capăt. Ce să facem? Cât? Dar e important că știm că se oprește. Poate să oprească să fie periodică. Dar dacă nici nu se oprește și nici nu e periodică după 20 de decimale, să fie sănătate, să o facem altă dată. Nu mai știu. Ne oprim aici, dragilor. Și continuăm de la 2 la 3. Da. La revedere. Să vorbești cu Mihaiță dacă vei vrea. Acum nu cred. Așa. Oprește tu înregistrarea și... Pa. Pa.